România amendați în pandemie primesc bani înapoi. Amenzile pentru necompletarea formularului digital PLF de intrare în România se anulează, după ce Camera Deputaților a votat proiectul de lege. Conform știri de cluj.ro, amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare în România vor fi anulate. Deputații au aprobat cu 282 de voturi pentru și o abținere un proiect de lege în acest sens. Camera Deputaților este cameră decizională. Proiectul a fost dezbătut și a avut susținerea coaliției de guvernare. Sumele încasate de stat vor fi restituite. Cei care l-au plătit își vor putea lua banii înapoi dacă depun o cerere în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului ministrului, scrie Antena 3. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii, se stabilește și procedura prin care vor fi restituite amenzile plătite. Potrivit expunerii de motive, după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență 129 din 2021, mii de români au fost amendați contravențional, după ce s-au întors din străinătate pentru că nu au completat formularul din lipsă de informare, sau pentru că nu au știut cum să acceseze platforma, sau pentru că datele acestora nu au ajuns la DSP dintr-o eroare tehnică sau dintr-o problemă birocratică, relatează știri de Cluj. Totodată, impunerea măștii de protecție în contextul pandemiei de coronavirus a fost neconstituțională potrivit Curții Constituționale. Decizia a fost luată de către Curtea Constituțională și prevede faptul că ordonanța de urgență care reglementează măsurile luate în contextul pandemiei, între care obligativitatea portării măștii în spațiile publice deschise, este neconstituțională din motive care țin de procedura legislativă.